Și să trec din sat în sat, să tot pe lumii cu drag mai. Să cânt și să tot doinesc, fără vieții ce-o trăiesc mai. Lidia Bejenaru, artista din familia lăutarilor care a bucurat prin cântec și prin prezența pe scenă. S-a născut în zi de 3 mai 1953 în satul Țiplești, Sângerei. În perioada anilor 1968-1971 urmează școala de cultură Irena Sârbu din Soroca. Mai apoi devine solistă a orchestrei Ciocârlia din Iedineț. Destinul a dus-o spre cântec, pe care l-a îndrăgit și pe care l-a adus în fața lumii. În 1973-1974, Lidia Bejenaru este solistă a orchestrei de muzică populară Mugurel, iar după vine în calitate de solistă în familia orchestrei Lăutarii. Împreună cu maestrul Nicolae Botgros, își trăiește și viața și cântecul. Mai bădiță Nicolae, ți-ai făcut casa din paie, și din paie și din lut, și-ai crezut cam să te ui. Mai bădiță Nicolae, eu din suflet te-aș ruga, tu să fii mereu izvorul, iar eu să-ți fiu apa ta, mă. Lidia Bejenaru a înregistrat la radio și la televiziune națională mai multe cântece populare păstrate până astăzi în arhive. Pe parcursul întregii sale cariere artistice a avut numeroase turnee naționale și internaționale alături de orchestra Lăutarii. Împreună au dus cântecul peste tot în lume. Solistă în prima formulă a orchestrei Lăutarii, Lidia Bejenaru a făcut artă cu dragoste și pasiune. Prin cântecele populare aduse în scenă, artista și-a exprimat viața cu toate trăirile, bucuriile și tristețile ei. Frunzulițe m-a tostat, măi daridam diridiridaida, duminică-i vor în sat, măi laridam diridiridaida, lasă fie că nu-mi pasă, laridam diridiridaida, mâine vrea să stau acasă, laridam diridiridaida. În anul 1993, pentru merite deosebite în domeniul muzicii prin decret prezidențial, Lidia Bejenaru a fost decorată cu medalia Meritul Civic. Mamă, tu m-ai legănat, de noroc tu nu mi-ai dat, mai. Mamă, tu m-ai legănat.